drummer, am slăbit acum în scenă pe Cosmin Ofișor. Hubraum, Hubraum. Bună ziua. Întrebat de 20 de ori înainte, cum se spune? Habraum, Hubraum. Hubraum, Hubraum. Hubraum. E o lume de rezonanță germană. Germană, da. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Voi vorbi în următoare de minute despre inovație, incorporație și antreprenoria 3.0. Poate un pic așa pretențios, dar ceea ce aș vrea să spun este că e și un pic contradictoriu, pentru că de cele mai multe ori lumea percepe ca fiind cele două domenii, antreprenoriatul și lumea corporatistă, un pic diferite și este și motivul pentru care, să zic, sunt aici, în cealaltă direcție. Ok. Cine sunt eu? Am plecat cu această imagine, e un motiv special pentru care folosesc acest model de vizualizare. Practic este profilul meu de LinkedIn văzut un pic altfel. N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre ce am făcut, e mai important despre ceea ce fac în momentul de față. Ideea este că am folosit această imagine în mod special, voi explica un pic mai încolo de ce am. Profilul meu de LinkedIn spune că lucrez de aproximativ 10 ani, în mare parte în zona de marketing. Dar cum spuneam, voi reveni. Ce fac? Am lucrat pentru dezvoltarea și implementarea acestui Hubraum, care este un incubator de afaceri al Deutsche Telekom. Mă ocup acolo cam de toată zona, de la început, de zona de scouting, de la a identifica startup-uri interesante în care să pot investi, de a dezvolta parteneriate cu diverse companii naționale ale Deutsche Telekom, cum e Telekom în România, bineînțeles. Cam asta pe scurt. Și bineînțeles, de legături, în special în interiorul companiei, toate aceste litere ciutate, HQ, TV, se referă la T-Venture, Hubraum, Headquarter și tot așa. Aș începe povestea asta despre inovație cu un citat pe care l-a dat acest domnul, aș spune, unul dintre cei mai influenți gânditori din zona de business și care spune că, practic, business-ul are două funcții, marketingul și inovația. Și în pofida acestui lucru, de cele mai multe ori, când se gândesc la corporație, se gândesc în felul ăsta. Ceea ce, aș spune că e adevărat, dar există un bun motiv pentru asta. Până la urmă, corporațiile sunt niște organizații bine structurate, al căror scop în principal este eficiența și nu neapărat, să spunem, crearea de noi produse și servicii. E oarecum normal. De cele mai multe ori, organizațiile astea mari sunt ca niște ceasuri efecțiene. Sunt foarte multe rotițe care funcționează perfect și care trebuie să fie în stare să lucreze în cel mai bun mod una cu cealaltă. Dar pe de altă parte, toată lumea cunoaște ceea ce am spus mai devreme, faptul că business-ul este vorba despre inovație și marketing. În același timp, în zona de inovații, avem acest lucru, vorbim despre dezvoltarea tehnologiei, care se dezvoltă în mod exponențial. Și când spun lucrul ăsta, aș vrea să aduc și două dovezi. Una este această imagine, care e din Piața Sfântul Petru din Roma. Și putem vedea în 8 ani de zile cam care e diferența. În special când ne gândim la tehnologia mobilă. Toate acele lumini sunt de fapt ecrane de telefoane sau de tablete. Sunt doar 8 ani de zile, din 2005 în 2013. Și altă dovadă, când vorbesc de dezvoltarea exponențială a tehnologiei, hai să spunem așa, nu este un studiu exhaustiv. Mă refer la top 20 din top Fortune, 2010 versus 2014, deci 4 ani de zile. În 4 ani de zile, pe lângă faptul că au intrat 9 companii în acest top 20, o parte din ele vin din zona Rusia, China și sunt companii care se ocupă de exploatarea resurselor naturale, dar avem două companii din zona de tehnologie. Una este Apple și alta este Samsung. În doar 4 ani de zile, Apple a urcat 180 de poziții în acest top. De asemenea, Google, care, deși nu se situează în acest top 20, a urcat în ultimii 4 ani aproape 200 de poziții. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Adică, e în mod evident faptul că zona asta de tehnologie devine din ce în ce mai importantă. Și aș spune că inovația necesită o abordare mixtă și voi arăta în cele ce urmează de ce aceste companii sunt de succes. Pentru că nu vorbim doar de inovații în interior, care este abordarea clasică. Da? Companiile mari au departamente de cercetare, dezvoltare, ci vorbim special de partea asta, de inovații în exterior. Ce înseamnă lucrul ăsta?
Presupun că toată lumea din sala asta cunoaște aceste locuri și le-a văzut cel puțin o dată. De fapt, companiile astea, ele sunt percepute ca fiind foarte inovatoare, dar în esență sunt niște platforme prin care ei încearcă să aducă inovația în interiorul companiei. App Store, Google Play, realmente sunt o modalitate prin care antreprenori pot prin care diversi antreprenori își pot pune ideile în aplicare și le pot aduce în fața clienților lor. De ce lucrul ăsta este important pentru antreprenori? Aș pleca de la acest model, nu mi-aparține asta ca disclaimer. Și ce înseamnă acest model? Practic e vorba de diverse etape în adoptarea de noi tehnologii. O să explic un pic ce înseamnă lucrurile astea. Îmi cer scuze pentru engleză, dar nu sunt termeni mai buni. Practic vorbim de... Avem în zona asta aici, zona de adopter, în partea dreaptă. Apoi, practic vorbim de o adopție de masă. Ce spune modelul ăsta, spune că există, atunci când ai noi produse și servicii, există anumite fisuri între diverse categorii de clienți în acest ciclu de adopție. Dar cea mai importantă dintre ele este în momentul ăsta, între acești early adopter și ceea ce se numește early majority. E realmente momentul în care un produs începe să devine un produs de masă. Până în momentul respectiv, a fost utilizat mai degrabă de o nișă, de niște utilizatori, să le spunem speciale, căror principal obiectiv nu este același ca atunci când vorbim despre produsele de masă. Ei sunt mai degrabă cei care încearcă să testeze noi lucruri. Ei se mulțumesc cu un produs care e de finalizat, un produs ceea ce se numește o variantă beta. Și cam asta ar fi diferența. Și atunci trecerea de la acești early adopters, la acest early majority, nu e neapărat naturală, pentru că pur și simplu sunt diferiți. Ceea ce urmăresc în termen de beneficii ale produselor sunt diferite. Vorbim pe de o parte de primii utilizatori care, cum spuneam, urmăresc mai degrabă o schimbare tehnologică. Sunt cei care vor să încerce noi lucruri, chiar dacă beneficiile pragmatice nu sunt atât de mari. Întotdeauna vor fi cei care vor încerca astfel de lucruri. Pe de altă parte, când vorbim de un produs de masă, atunci vorbim de beneficii pragmatice. Realmente trebuie să aducă o valoare în sensul clasic al cuvântului. Și acest early majority, cum e numit în modelul prezentat anterior, caută un produs solid, un produs care să funcționeze, un produs care să fie mai degrabă o evoluție decât o revoluție. Și asta e una din lucrurile pe care majoritatea antreprenorilor se întâlnesc cu ele. Și atunci, cam asta este legătura, să spunem, între ce înseamnă corporație și un antreprenor. De obicei, companiile mari au acces la clienți, au bază de clienți, au linii de business stabile, ceea ce antreprenorii nu au. Și cred că valoarea cea mai mare din acest model al companiilor mari de a lucra cu antreprenori este exact acesta, de a pune pe de-o parte inovația care vine din zona antreprenorială, cu accesul la clienți și cu procese bine stabilite de vânzare și de customer care și tot ce înseamnă o companie mare. Ceea ce am numit un antreprenor 3.0. E practic un model în care, să spunem, o companie matură ajută un antreprenor să crească, din motive pe care le-am spus mai devreme. Cum spuneam, revin și la primul slide, acea vizualizare a profilului de LinkedIn. De fapt, este un startup care ceea ce face este să ia profilul tău de LinkedIn dintr-un simplu click și să-l transformi într-o formă vizuală de prezentare. Iar chestia asta ajută atât startup-ul cât și LinkedIn, pentru că LinkedIn, până la urmă, este cel care furnizează acea informație, dar într-un mod indirect își dă valoare lui însuși, prin faptul că e o altă modalitate de a folosi datele pe care le-ai tu. Pur și simplu îți poți crea un profil vizual foarte, foarte simplu de văzut. Da. Practic, acest model de a lucra, vorbim de acest model clasic de incubare, care de obicei presupune o zonă de mentorat, o zonă de investiție, o zonă de facilități și suport. Când vorbesc de facilități și suport, vorbim de spațiu de birou, de servicii basic de suport, gen contabilitate sau ceva de genul ăsta, dar mai ales am încercuit partea asta de acces. Cum spuneam, cred că lucrul ăsta
este cel mai important în zona de antreprenoria și cred că aduce cea mai multă valoare. Practic este ceea ce facem noi la HubRound, într-un fel, și punem accent foarte mare pe partea asta, din a lucra împreună cu companiile naționale, gen Telecom sau T-Mobile în alte țări. Și aș spune, aș încheia, spun că pentru majoritatea companiilor, viitorul este în afară, din motivele pe care le-am spus mai devreme. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Câți angajați sunteți? Păi sunt 3 birouri. Biroul în care lucrez suntem 5. Și în total? 20. Mi se pare puțin. Da. Și care e profilul vostru? Păi, profilul nostru că angajează. Păi e un startup în esență și este un startup în interiorul DOCE Telecom. Profilul nostru e divers. În mare parte, cum să spun eu, backbone-ul, coloana vertebrală, constă în oameni care vin din zona de telecom, dar care au trecut așa prin foarte multe departamente, prin mai multe țări și care cunosc foarte bine organizația și care au și un pic de background antreprenorial. Mai am colegi care au avut startup-uri, au lucrat în telecom o perioadă de timp, au lucrat în altă țară și într-un final au ajuns. Aș spune că are legătură cu diversitatea, pentru că atunci când lucrezi în zona asta de inovații, principala chestie este să fii capabil să identifici, să spunem, o idee valoroasă și atunci diversitatea și experiența în diverse domenii importantă. Asta vreau și să subliniez, că în inovație nu contează să fii tu cel mai puternic în cercetare, cel mai, nu știu, premiat inginer sau unul, cum se cheamă, primul în clasă, nu? În primul rând, când vorbim de zona asta, e foarte greu de crezut cu doar o singură persoană. E până la urmă o combinație de stiluri și de care trebuie puse la o altă. Adică, de cele mai multe ori vorbim de, când vorbești de inovație, te gândești la o chestie mai degrabă, să zic, tehnică, dar nu e doar asta. Trebuie să fie o combinație de o minte care să pricepe la business, o minte care să pricepe la zona asta tehnică, altfel nu funcționează una fără cealaltă. Am înțeles. Vă rog dacă aveți întrebări. A fost clar ce prezentați. Mulțumesc foarte mult. Și pentru că avem nevoie de un drive,